Cel puțin 5 persoane, printre care și un bebeluș de 9 luni, au murit în orașul din vestul Germaniei, Trier, după ce un bărbat cu tulburări psihice a intrat cu mașina într-o zonă pietonală. Alți 15 oameni au fost răniți. Unii dintre ei, aflați în stare gravă, au fost transportați de urgență la spital. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Printre victime se numără 3 femei de 25, 52 și 73 de ani, dar și un bebeluș de doar 9 luni. Potrivit mai multor martori, mașina a intrat cu viteză mare în zona pietonală, oamenii fiind pur și simplu spulberați. După accident, șoferul vinovat a încercat să fugă, dar a fost urmărit de polițiști și prins după doar un kilometru. Poliția din Trier l-a arestat pe bărbatul de 51 de ani, iar potrivit informațiilor preliminare, înainte de accident, șoferul băuse o cantitate semnificativă de alcool. În plus, există suspiciunea că ar putea suferi și de tulburări psihice. Incidentul nu este tratat ca un atac terorist.